Nu știu dacă au colegii mei pregătit această fotografie. Premierul de la Kiev a venit în România cu un avion militar al României. Informațiile noastre spun, domnule general, că a fost preluat chiar de la Kiev și a dus în țara noastră. Deci s-a zburat deasupra Ucrainei. Da. Nu pot să contest. Este bine că România a făcut această misiune. Ucrainenii nu aveau posibilitatea să se deplaseze cu avionul și probabil că deplasarea cu trenul dura mai mult. Aceasta este aeronava pe care o vedem acum în imagini. Vă rog. Da, deci este... e de felicitat echipajul, în primul rând, pentru că au intrat într-un spațiu aerian destul de periculos, în spațiu de război. Însă asta e meseria, asta e meseria piloților, să-și riște viața pentru România. Păcat că România nu își riscă tot ce trebuie să facă sau nu face tot ceea ce trebuie să facă pentru militarii. Dar asta este alt dosar, alt subiect. Mulțumesc, domnule general, pentru intervenția la decizie. Și eu mulțumesc.